Firma de catering care hrănește pe români aflați în carantină instituționalizată în stațiunea Mai a fost găsită cu multe nereguli. Alimentele aveau data expirării depășită, iar în frigidere carnea și legumele erau ținute în condiții improprii. Au fost descoperite nereguli. Situația este de neacceptat, adică vorbim despre produse cu termen de valabilitate trecut. Mai mult decât atât, inspectorii OPC au găsit semi-preparate și cotlete de porc cu data limită de consum depășită. De asemenea, mâncarea gătită nu prezenta informații despre data limită de consum, iar rugina și mucegaiul nu lipseau din blocul alimentar. Aici. La un loc carne cu legume. De unde aveți pulpele astea? Dați-ne ambalajul să vedem date de identificare. Sunt amenzi acordate în valoare de 13.000 de lei societății respective. DSP-ul făcuse un control de asemenea în urma sesizărilor primite în mediul online de către persoanele carantinate acolo. Au acordat și ei amenzi. În această situație s-au oprit de la comercializare 27 de kilograme de materii prime și preparate culinare. Acțiunea de control a venit ca urmare a informațiilor apărute în mass media privind serviciile de alimentație publică prestate pentru persoanele aflate în carantină.